Good morning, everybody. My name is Juana Valentina Suciu, and on behalf of the organizers, I'm welcoming you all here as speakers and audience. We managed to gather today a bunch of well-known scholars that deal with issues of ethnicity, diasporas, and public space in Europe, and not only. We are happy to have in Bucharest guests that come from all over the world and who made efforts to join us today. We are also happy to be joined by our funders, the Department for Interethnic Relations. And thank you very much for being today with us. I'm also very honored, and we are very honored to see that the Archbishop of the Armenians in Romania has joined us today. Good morning. And this being said, together with Nicola Tavitian, who is going to co-host this, because actually it's their project, to co-host this whole meeting. I am handing the microphone to two of our guests, as I said, the State Secretary for Interethnic Relations, and then we will pass the floor to His Excellency, the Consul of Armenia in Romania. Mr. Aledin is going to give an official talk in Romanian, and I will do the honors of translating it into English. Thank you. Thank you very much. Good morning. I would like to greet the participants to this conference on behalf of the Government of Romania, the Department for Interethnic Relations. We highly appreciate the initiative of the involved partners, AGBU, Europe, the Faculty of Political Science, University of Bucharest, the Goldstein Goren Center, the Greek Cultural Foundation, the Center for the Study of the History of Jewish in Romania, Teachers Factory, to approach a topic so present throughout the history of Europe, thus more actual today than ever, the national and ethnic identity of diasporas in the public space. We consider that at national level the intercultural dialogue between the majority and minorities is essential for the mutual understanding. At European level, the intercultural dialogue represents a major objective in building a modern Europe. That is why we must understand how the national and ethnic identity of diasporas interact with the civil societies of different European states. With this short introduction, I would like to wish you success with today's debates, and I am convinced that this conference will contribute to supporting and promoting the cultural identities and heritage of diasporas. Doamnelor și domnilor, bună ziua! În primul rând aș dori să vă salut și să vă urez succes tuturor participanților la această conferință din partea Guvernului României, Departamentul pentru Relații Interetnice. Apreciem în mod deosebit inițiativa partenerilor implicați în organizarea acestui eveniment, AGBU Europe, Uniunea Armenilor din România, Facultatea de Științe Politice a Universității București, Centrul Goldstein Goren, Fundația Culturală Greacă, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor în România și Picture Factory, de a aborda un subiect atât de prezent în istoria europeană de-a lungul timpului și totuși mai actual în aceste zile ca oricând, și anume identitatea națională și etnică a diasporelor. Aș dori să menționez că Departamentul pentru Relații Interetnice are ca obiective primordiale ale activității sale apărarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din România, 20 de grupuri etnice, reprezentând 10,5% din populația României, răspândite pe întregul teritoriu al țării. Intensificarea dialogului intercultural, inclusiv a dialogului majoritatei minorități, precum și cultivarea și promovarea valorilor comune în societatea românească. Revenind la tema dezbaterii de astăzi, diaspora este definită ca grup etnic aflat în afara granițelor țării de origine, ieșind din acest punct de vedere din sfera noastră de activitate.
Dar așa cum România este un mozaic al grupurilor etnice, un mozaic de culturi și Europa a devenit un mozaic al diasporelor. Așa cum noi considerăm că la nivel național dialogul intercultural între majoritate și minorități este un element esențial pentru cunoașterea reciprocă, cred că și la nivel european dialogul intercultural reprezintă un obiectiv major al construcției europene moderne. Membrii unei diaspore se consideră de aceeași origine etnonațională și constituie permanent o minoritate, într-una sau mai multe țări gazdă, mențin contacte periodice sau ocazionale cu ceea ce ei consideră locul lor natal. Deși au decis să se stabilească permanent în țări gazdă, doresc să-și păstreze identitatea comună. Membrii unei diaspore se organizează și sunt activi în sferele culturale, sociale, economice și politice și stabilesc rețele transnaționale care reflectă relațiile complexe dintre diaspora, țara gazdă, locul natal și actorii internaționali. Desigur, acest subiect reprezintă domeniul dumneavoastră de expertiză. Am vrut să amintesc aceste lucruri numai pentru a marca legătura dintre problematica supusă dezbaterii de azi și activitatea noastră în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice. Cu aceste câteva cuvinte închei și vă urez mult succes în cadrul acestei interesante dezbateri, care în mod cert va avea o contribuție referitoare la modalitățile prin care diasporile pot fi sprijinite în dezvoltarea și promovarea identității și patrimoniului lor cultural. Vă mulțumesc!